Salutare, dragii mei! Bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi voi pregăti ciorbă, ciorba la grec. Vă invit cu mare drag să rămâneți cu mine până la sfârșitul videoului să vedeți cum pregătesc eu rețeta aceasta. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Un pui potrivit, 500 de grame de smântână grasă, 5 gălbenușuri, o legătură de pătrunjel, 2 morcovi, 2 bucăți de păstârnac, 2 cepe potrivite, un ardei gras roșu, o mânuță de orez, sare, piper, iar pentru a crea ciorba noastră voi folosi zeama de la jumătate de lămâie și puțin oțet. Voi începe această rețetă prin a tăia legumele și începem cu ceapa. O voi toca foarte mărunt. La această ciorbă toate legumele trebuie tăiate mărunt, mărunt. Următoarea legumă pe care o voi tăia este ardeiul gras. Îl voi tăia și pe el mărunt. Voi continua cu păstârnacul, îl voi tăia și pe el în cubulețe. Și ultima legumă este morcovul pe care îl vom da perzătoare. De ce îl dau perzătoare și nu tăiat în cubulețe? Pentru că vreau să-și lase culoarea în uleiul pe care vom căli legumele. În felul acesta, ciorba noastră va avea o culoare foarte frumoasă. Deci să începem să pregătim ciorba noastră. După cum ați văzut în imagine, am pregătit aici o oală încăpătoare în care vom pune 3-4 linguri cu ulei. Îl vom lăsa să se încingă, după care vom pune toate legumele. Așadar, vom căli legumele pentru o savoare în plus și culoare, bineînțeles. Acoperim oala cu un capac și vom lăsa ca legumele să se călească, având grijă să mai amestecăm din când în când. Când legumele s-au călit, vom adăuga carnea. După cum puteți vedea, am tăiat carnea în bucăți mari. Pentru că la un moment dat vom scoate carnea din ciorbă pentru a scoate carnea de pe oase și vom adăuga înapoi în ciorbă doar carnea. După ce am adăugat carnea, vom umple oala cu apă. Apoi vom adăuga 3 foi de dafin, o lingură cu sare, acoperim oala cu un capac și așteptăm să fiarbă. Ciorba noastră a început să dea în clocot și totodată s-a format și spumă la suprafață. O vom îndepărta cu grijă.
Am terminat de îndepărtat spuma, după cum vedeți, a rămas ciorba noastră foarte curată. Vom adăuga acum 2 mânuțe de orez, nu foarte mult. Amestecăm puțin și acoperim oala din nou și vom lăsa să fiarbă foarte bine atât carnea, orezul și legumele. Carnea noastră este fiartă, așa că o voi scoate din ciorbă pentru a scoate carnea de pe oase. Nu trebuie să așteptăm să se răcească carnea pentru a o scoate de pe oase. Pur și simplu o desfacem cu ajutorul unui cuțit și o furculiță în fâșii. Vom da carnea mărunțită deoparte și pregătim un bol mai mare în care vom pune gălbenușurile. Le amestecăm puțin pentru a le desface. Dacă vă întrebați că sunt multe gălbenușuri, să știți că nu sunt multe, ele dau gust ciorbei. Și adăugăm 500 de grame de smântână grasă. Peste ele amestecăm foarte bine cele două ingrediente, după care vom lua din ciorbă câte puțin și vom pune peste ele. Facem lucrul acesta pentru a aduce dressingul nostru la aceeași temperatură cu ciorba. După ce am pus destulă ciorbă în bol, după cum vedeți, bolul este aproape plin, vom pune totul înapoi în ciorbă, cu grijă, amestecăm puțin. Și finalizăm ciorba noastră. Vom pune carnea înapoi în ciorbă, de data aceasta este mărunțită și scoasă de pe oase. Tocăm repede pătrunjelul pentru a-l adăuga și pe el. Voi amesteca puțin pătrunjelul, după care voi stoarce sucul de la jumătate de lămâie. Lămâia este destul de mare. Apoi, condimentăm ciorba cu puțin piper măcinat. Voi mai adăuga cam o linguriță cu sare. Amestec puțin și mai adaug 2 linguri cu oțet. Dumneavoastră puteți alege doar una din cele două pentru a acri ciorba, însă eu voi pune și sucul de la lămâie și oțet. Și ciorba noastră a la grec este gata de servit.
O puteți pune pe foc pentru a o încălzi puțin, dar nu să ajungă în punctul de fierbere, pentru că smântâna se va brânzi. Și o condimentați după gustul dumneavoastră, atât sarea cât și piperul. Am ajuns la sfârșitul rețetei. Noi ne pregătim să o savurăm, iar dumneavoastră sper că o veți încerca cât mai curând. Eu cred, după părerea mea, că este o ciorbă combinată dintre ciorba de perișoare și ciorba de burtă. Dar pot să vă spun un singur lucru. Este senzațională, cea mai bună ciorbă. Vă invit cu mare drag să o încercați. Eu vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru vizionare și ne vedem la rețeta următoare. Numai bine, dragilor! La revedere!